E ziua ta, România. Mi-am zis nu, nu mai visa. Asta-i România și tu nu o poți schimba. Trezește, te dimiți, aici nu-i paradis. Mi-am zis nu, nu mai visa. Asta-i țara ta. Asta-i țara ta. Eram pe zebră, puteam să juc că-i verde. Doamna din gips s-a făcut că nu mă vede. Ea n-a frânat să nu șuzeze ca lui Ciucu. Și-am decolat ca un baron jutat de multul. S-a minunat mulțimea de așa aterizare. Și atunci a zis unele, chemați mai o salvare. Eu m-am gândit că nu-i momentul meu să mor. Și-am intrat direct în lumea viselor. Oamenii din jur au sărit să mă ajute. Și două ambulanțe au venit în 3 minute. Femeia din mașină plângea cu jale. Și mă rog ca să iert că mă umple de parale. Când am ajuns la spital în graba cea mai mare, am început să mă scormonesc prin buzunare. Doctorii oripili ar zicea, stați, stați, nu trebuie să dați. Mi-am zis nu, nu mai visa. Asta e România și tu nu o poți schimba. Trezește, predimiți, aici nu-i paradis. Mi-am zis nu, nu mai visa. Asta-i țara ta. Asta-i țara ta. Mi-a zis domn doctor să nu umblu în buzunar, că are 5.000 de euro salar. Că în România toată lumea e cinstită, nimeni nu se gândește niciodată să-i amită. Poliția nu există, nimeni nu fură. Românii nu se dușmane și nu se înjură. N-avem gripă, porcine și nici epidemii. În farmacii se vând numai jucării. Toți pensionarii noștri sunt milionari. Ea media de viață e 114 ani. Și toți bătrânii sunt îngrijiți frumos. Și-au angajat italieni ce să-i șteargă în dos. România are cea mai puternică armată, supra-dotată, super respectată. Dacă mâine dimineața ar fi război, în două ceasuri am rămâne numai noi. Mi-am zis nu, nu mai visa. Asta e România și tu nu o poți schimba. Trezește, predimiți, aici nu-i paradis. Mi-am zis nu, nu mai visa. Asta-i țara ta. Asta-i țara ta. Dacă ești german, olandez sau filipinez, hai să faci un ban pe șantierul meu să te angajezi. Dacă ești german, olandez sau filipinez, hai să faci un ban pe șantierul meu să te angajezi. Ce-a fost în capul meu, mi-am dat seama că visez. Când m-am mușcat de fund un câine maidanez. Era zvârlit grămadă, tot vână și boțit. Cocoana cu giparul nici măcar nu a oprit. Nu mai aveam nici jacă, nici tenis și în picioare. Stăteam un ceas în stradă, nici urmă de salvare. Aici nu e visare, e România, frate. Cu toții îți urăm bun venit în realitate. Băi, patriotule! Mi-am zis nu, nu mai visa. Asta e România și tu nu o poți schimba. Trezește, poți schimba, trezește,